Virusul gripei aviar a fost descoperit în gospodăria unui tale românean din comuna Țigănești. El apucase să vândă unui vecin 25 de păsări. La aflarea veștii s-a emis ordin de prefect pentru limitarea răspândirii virusului. Toate păsările domestice din aceste exploatații au fost ucise sub supraveghere oficială. În timpul uciderii păsărilor s-au luat toate măsurile necesare pentru a evita sau a limita la maxim propagarea virusului influenței aviare. Cadavrele păsărilor ucise și a celor moarte s-au stropit cu dezinfectant. Vor fi în următoarea perioadă interzise târgurile, piețele, exploatațiile sau alte aglomerări de păsări domestice ori captive. De asemenea, au fost instituite filtre rutiere de control pe raza localității Țigănești, cel puțin o săptămână. În județul Teleorman sunt cinci exploatații comerciale de găini ouătoare și o exploatație comercială de prepelițe. Toate au fost notificate și verificate în vederea respectării măsurilor de biosecuritate. Au fost notificate județele limitrofe Giurgiu, Olt, Argeș, Dâmbovița, precum și Uniunea Crescătorilor de Păsări din România. Autoritățile au informat și Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor în legătură cu focarul de gripă aviară. Și Bulgaria a depistat la începutul acestei săptămâni focare în două ferme agricole, iar Polonia a detectat virusul în nordul țării.